Asociația Națională a Agențiilor de Turism cere autorităților din turism să introducă obligația ca toți operatorii care oferă servicii de călătorie sau pachete turistice în mod clasic sau online să dețină licență de turism și să urmeze aceleași reguli cu agențiile. Pe lângă firmele de organizare de evenimente sau site-urile cu cupoane de reducere, vizați sunt și profesorii și preoții. Aceștia din urmă au ajuns la nivel național să dețină licențe de turism în proporție de 80%. Iar în această categorie intră și prelații giurgiuveni. Cât privește centrul acesta de pelerinaj al Episcopiei Giurgiului, există licență, e adevărat. Nu este catalogat ca agenție de turism propriu-zis. Agenția de turism de pelerinaj a Patriarhiei Române are însă licența aceasta pe care și-o înnoiește cu regularitate și tot timpul s-a lucrat cu licența. Absolut tot timpul. De asemenea, și profesorii vor fi nevoiți să își ia licențe de turism dacă vor să mai organizeze excursii. Cadrele didactice nu sunt însă de acord cu această măsură și spun că nu au nevoie de licență pentru a merge cu elevii în excursii. Nu cred că este necesară să avem licență de turism. Nu văd de ce, pentru că avem experiența necesară să organizăm activități extracurriculare și avem destule activități. Avem experiență, avem cadre cu experiență, nu cred că este necesar să avem și această licență. Prin această solicitare, Agenția Națională a Agențiilor de Turism încearcă să protejeze consumatorii și să sporească gradul de încredere a românilor în agențiile de profil.